Să fie Domnul! Ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre voi în casa Domnului și ca să-mi fac și slujba mea mai ușoară, vă rog să vă îndreptați pe cel din dreapta, din stânga și cu toată inima, cu toată bucuria, binecuvântați-le în numele Domnului! După ce ați terminat stocul de binecuvântare, vom reasculta pasajul biblic din 2 Împărați, capitolul 6, primele 7 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 394. 2 Împărați, capitolul 6, începem citirea cu versetul 1. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul dintre ei a zis, fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la securie în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o în locul acela. Și fierul de la securie a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pentru cei ce ați avut posibilitatea să fiți în casa Domnului, încă de joi seara am vorbit în prima fază din textul acesta biblic despre școala fiilor prorocilor și biserica ca cea care trebuie să învețe să fie gura lui Dumnezeu, să vorbească din partea Domnului și să aducă zidire, să aducă îmbărbătare și să aducă har. Dimineața la slujbă am vorbit despre lucrurile împrumutate. Pentru că atunci când avem anumite lucruri împrumutate și se defectează la noi sau se strică la noi, conștiința noastră ne spune că trebuie să returnăm lucrul respectiv, măcar în poziția sau în starea cu care l-am împrumutat. Și am văzut despre valorile pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat și așteaptă într-o zi să le întoarcem. Dacă nu vă este prea greu să auziți, prima valoare am vorbit despre viață pe care ne-o dă Domnul. Este timpul între certificatul de naștere și cel de deces și scopul vieții este unul singur. Scopul vieții este să-L căutăm pe Dumnezeu. De aceea v-am spus că înainte de a ne naște noi, fiecare dintre noi, Dumnezeu care cunoaște viitorul, prezentul și trecutul, este atot înțelept, a pus o întrebare. Ce ar trebui să fie ființa aceasta? Bărbat sau femeie? Unde ar trebui să se nască? În ce familie ar trebui să se nască? În ce zonă geografică ar trebui să se nască? Ca să mă caute și să mă găsească. Și te-ai născut ceea ce ești. Bineînțeles că mulți comentează ceea ce sunt și ar fi dorit să fie altceva, însă pentru timpul acesta scurt pe care îl avem la îndemână, maxim 80-90 de ani, care trăiește atât, Dumnezeu ne-a dat timpul acesta la dispoziție cu un scop bine determinat, să-L căutăm și să-L găsim pe El. Și spune Biblia să-L căutăm bâșbâind, măcar că nu este departe dintre noi. Ziua înmormântării arată cât de efemere sunt celelalte planuri. În ziua mormântării nu contează că ai terminat 4 facultăți, nimeni nu se poate folosi de diplomele tale. În ziua mormântării nu contează ce cifră de afaceri uriașă ai avut. În ziua mormântării nu contează ce mașină ai condus. Nu contează nici măcar câți preoți și pastori sunt la mormântarea ta. Nu contează câți președinți de stat. Ci singurul lucru care contează este scopul vieții. Dacă l-ai găsit sau nu pe Dumnezeu. Celelalte păzlesc. De aceea viața este timpul pe care ne-l oferă Dumnezeu. Ce e interesant, Dumnezeu nu ne oferă viața la fel. Unora e mai lungă, altora e mai scurtă, dar suficientă ca fiecare să-L caute și să-L găsească pe Dumnezeu. Dumnezeu așează în viața fiecărui om oportunități pentru a-L căuta și a-L găsi. Oportunități de a se împăca cu El. Și după ce aceste oportunități sunt lăsate deoparte, Dumnezeu rânduiește cât mai trăim sau dacă mai are sens să trăim. A doua valoare pe care v-am subliniat-o dimineață este sufletul. Este partea aceea imaterială din noi, care locuiește în noi și care e împrumutul lui Dumnezeu. Într-o zi îl vom da înapoi și e foarte important ca sufletul nostru să fie curat. E foarte important să îl dăm lui Dumnezeu cum ne l-a dat nouă. Aș vrea să vă spun, petele de pe suflet nu se spală cu soluții omenești, ci petele de pe suflet și de pe conștiință se spală cu anumită soluție despre care vom vorbi în seara aceasta. V-am spus despre faptul că Elisei a adunat tinerii
bărbați din Israel ca să fie gura lui Dumnezeu. I-a trimis în misiune, i-a folosit pentru lucrare și spune Scriptura, locul acela care era altădată destul de lejer, a ajuns neîncăpător datorită modului de a preda lui Elisei și a se relaționa vis-a-vis la acești tineri bărbați. La un moment dat ei au constatat că sunt prea îngrămădiți și atunci au luat inițiativa și au spus, locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt, prea aglomerat. Haidem până la Iordan, unde este pădure, să luăm fiecare câte o bârnă și din bârnele acelea să ne facem un loc mai larg de locuit. Și cum vă spuneam dimineață, Elisei, ca un veritabil profesor, le-a spus, duceți-vă, să vadă reacția lor, să vadă dacă sunt bucuroși, dacă scapă de bătrân sau nu, să vadă dacă sunt bucuroși, dacă scapă de generația asta perimată și așa mai departe. Dar Elisei le-a spus, duceți-vă. Și ce frumos, ucenicii lui vin și spun, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și Elisei atunci, cu oarecare satisfacție, parcă îl văd, spune, voi merge, asta îmi place. Stilul ăsta îmi place, ați învățat ceva. Că de foarte multe ori nu știm să trăim cu părinții, nu știm să trăim cu cei mai în vârstă. Artificial dezvoltăm o prăpastie între generații care de fapt nu există. Noi ar trebui să ne înțelegem, ar trebui să pricepem lucrurile acestea și în mod special în biserică. Ar trebui să vedem valoarea fiecăruia dintre noi. Mergând cu ei la Iordan, s-au apucat băieții ăștia tineri să taie. Cum v-am spus și dimineață, metalurgia metalelor o stăpâneau numai filistenii. La evrei nu le dădeau posibilitatea să stăpânească metalurgia metalelor. De aceea securea sau toporul era împrumutat, nefiind împănat bine în coadă. La un moment dat securea a ieșit din coadă, a zburat prin aer și s-a dus în Iordan. Pentru că densitatea fierului este mai mare decât densitatea apei, s-a cufundat. Și omul acela a exclamat, ah, Domnul meu, era împrumutat, eu trebuie să-l dau înapoi. Și dacă o căzut în apă, dacă era în altă parte, luam, dacă stocea, lăscuțeam cumva. Dar așa ce s-a scuț? Ce să dai înapoi că e în apă? Și de aici începe o altă lecție pe care o avem în seara asta, privitor la recuperarea fierului. Fierul reprezintă sufletul nostru. Atunci când noi venim în lumea aceasta, când pătrundem în lumea aceasta, v-am spus de la început, Dumnezeu ne dă un suflet imaculat, o inocență pe care o avem. Pe traseu, în anii copilăriei noastre, învățăm să mințim. Pe traseu învățăm să invidiem, să disprețuim, să înjurăm. Învățăm o grămadă de lucruri pe care nu le-am avut de la început, dar le învățăm. Avem și anumite predispoziții chiar. Și în momentul când ajungem în Iordan, care reprezintă lumea, ne cufundăm din cauza păcatului din noi. Deja acumulăm păcat și ne cufundăm. Cel mai trist lucru pe care îl trăiește societatea, fiecare individual sau la nivel de familie, este că ajungi pe fundul râului și totul curge pe deasupra ta. Totul pleacă pe deasupra ta. Starea aceea de nemulțumire profundă afectează fiecare ființă umană, oriunde l-ai duce. Se spune că există țări care au un nivel de trai pe locuitor foarte dezvoltat. Duceți-vă la ei și o să vedeți că sunt nemulțumiți. Mergeți la nemți, vedeți că sunt nemulțumiți. Toți oamenii au un factor, un numitor comun, nemulțumirea. Și nemulțumirea apare din pricina păcatului, nu contează cum se numește el, dar apare acolo. Anumite națiuni sunt mai mândre de originea lor și desprețuiesc alte națiuni. Alții sunt mai mândri de modul lor de a fi și desprețuiesc pe alții. Dar toate aceste națiuni, toți oamenii, sunt încadrați și au predispoziție pentru păcat și se cufundă în lumea aceasta și totul trece pe deasupra. Altul are mai bun ca tine, la altul îi merge mai bine, iarba din curtea altuia e mai grozavă. Efectiv, dacă aș fi în locul altuia, cred că ar fi mai bine. Când ajungi în locul lui, te gândești cum să fii înapoi în locul celuilalt. Și în felul acesta facem niște comparații. Spunea și îmi place tare mult cum apostolul Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, vine și spune în scurta sa epistolă în felul următor despre niște oameni care caracterizează vremea din urmă, versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Oriunde ei pune, au anumită nemulțumire și datorită acestei nemulțumiri cârtesc. Păi, dar pâinea e bună, da, dar dacă ar mai fi pe lângă pâinea asta și altceva,
Păi, dar locul unde te-a pus Dumnezeu e extraordinar. Da, dar dacă ar fi avut și altceva. De ce? Pentru că păcatul te-a dus acolo. Sufletul nostru este căzut în lumea aceasta și stăm poziția aceea de jos. Toți o duc mai bine, noi avem starea respectivă de acolo. Și de aici Dumnezeu vrea să ne recupere sufletul nostru, vrea să ne salveze. Și primul pas al recuperării este recunoaște unde ai căzut. Spune profetul Elisei, unde a căzut? Spune Biblia, și i-a arătat locul. Foarte mulți dintre noi vrem să fim mântuiți, salvați, eliberați și scoși de pe fundul lumii și a Iordanului. Dar nu recunoaștem unde am căzut. Nu recunoaștem. Poate prin zonă. Noi credem că Elisei are bucăți de lemn așa și aruncă pe apă. Poate acolo, poate că dincolo, sau poate dincolo. Nu, nu. El taie o singură bucată de lemn verde care reprezintă ceva. Vom vorbi la vremea potrivită. Și el lemnul ăla verde nu-l aruncă la întâmplare, iar îl ia și iar îl aruncă. Nu. Întreabă unde a căzut. Stimații mei, toți avem păcate. Toți avem păcate. Există anumite păcate pe care le moștenim sau predispoziție de păcat. Spunea Apostolul Petru într-un pasaj biblic foarte frumos pe care eu vreau să vi-l citesc, 1 Epistola Apostolului Petru, capitolul 1 cu versetul 18, care spune așa, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care le moșteniserăți de la părinții voștri. Sunt predispoziții pe care le avem de la părinții noștri. Să vă dau exemplu pe care l-am mai dat altădată. Dacă te duceai la bunicul meu acum 80 de ani și îi spunea, nene, dă-mi un hârleț sau dă-mi o greblă, îți rădea primat o palmă și după aceea spune ce-ai vrut, ai băiete? Cu falca roșie spuneai, greblă vreau. Bine, asta e grebla, ai grijă, vii data viitoare cu falca cealaltă la mine, să te înveți minte. Și așa mai, era iute, foarte iute. Bun, din bunicul s-o tras tata. Cu îmbunătățirile de rigoare de la bunica, tata a fost iute. Eu care sunt nepotul lui, cum credeți? Nu pentru că îmi propun. Moștenesc un anumit stil. Un anumit fel. Ușa pe care o deschis-o înaintașii mei mă fac sensibil sau vulnerabil la anumite lucruri. Dacă bunicul i-a plăcut să fure, lui tata i-a plăcut să fure, eu nu voi fi ispitit niciodată de alcool, dar voi fi ispitit de telefonul tău ultraperformant pe care tot îl lași banca din față și tu te rogi cu mâinile sus așa. Voi fi ispitit. De ce? Pentru că lucrurile alea le moștenesc, vin pe o anumită linie spre mine. Și lucrul acesta trebuie să-l recunoști. Uită-te unde e sensibil neamul tău. Că sunt neamuri care nu sunt sensibili la băutură. Sunt neamuri care nu sunt sensibili la curvie. Dar sunt neamuri sensibili la încăpățânare. Dom'le, dacă s-o încăpățânat, acolo rămâne. Poți să-i aduci dovezi, poze din satelit. El stă pe loc, nu se mișcă. Deci e încăpățânat. Să trăiești cu un asemenea om, în adunare te deranjează, că nu, dar să trăiești continuu cu un asemenea om. Cum spunea cineva odată, un bărbat, spunea, nu suntem la conferință de familie, spunea, frate Virgil, eu de 30 de ani am rămas original. Și nevasta spune, da frate, nu-l poți schimba nici cu absolut nimic. El a rămas original, ca la început. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun că modul acesta de a privi, adunându-ne împreună, noi trebuie să ne recuperăm de unde am căzut sau de unde am fost predispuși să cădem. Și lucrul acesta se rezolvă între frați, venind la biserică. V-am spus, sunt păcate pe care le moștenim și la care nu prea suntem noi vinovați. Dar le avem. Le avem, avem predispoziția asta. Și sunt păcate pe care le dobândim când predispozițiile noastre sau ispitele noastre cădem în ele și deschidem o ușă, repetăm păcatul respectiv pentru urmașii noștri. Dacă bunicul a deschis o ușă și eu sunt predispus să merg pe linia aceea, pocăința închide ușa aia. Când eu mă pocăiesc astăzi, copiii mei nu vor mai moșteni asta. Dar dacă eu nu mă pocăiesc, transmit copiilor mei, pe lângă bani, pe lângă casă, pe lângă avere, pe lângă o bucată de pământ, sau ce îi dau eu moștenire, îi voi transmite și predispoziția la păcatul pe care îl avem neamul nostru, sau la care am deschis eu ușa.
De aceea este importantă pocăința din orice punct de vedere, că închide lanțul ăsta al blestemelor. Apoi există păcate dobândite pe care noi le repetăm și punem și copiii noștri să fie susceptibili de lucrul acesta. De acolo vrea să ne ispășească, să ne izbăvească Dumnezeu, de acolo vrea să ne dea putere. V-am explicat dimineață un alt lucru, pentru că nu suntem singuri în lumea aceasta, numai cu natura noastră păcătoasă, cu firea noastră păcătoasă înclinată spre păcat. Lângă noi există cineva care a văzut miliarde ca noi. Este vorba de Satana. Este vorba de cineva care a fost acolo unde vrea să ne ducă Iisus, care a văzut lucruri pe care noi toți la un loc nu le-am văzut. Și pentru că a fost exilat de acolo, scos afară de acolo și trimis în lumea asta, nu vrea să permită nimănui să ajungă în locul de unde a fost el exilat. Ca atare, când te vede că postești într-o zi și vrei să mergi pe rai, dintr-o dată vin colegii tăi cu tot felul de sandvișuri, cu tot felul de sâmburi, cu tot felul de bomboane, cu tot felul de gume. Dar unde ați fost ieri, măi? Nu vin la tine. De ce? Pentru că ești observabil. Tu încerci să devii mai curat. Tu încerci să ajungi acolo. Și el nu vrea să ajungi acolo. Va lupta pe toate pozițiile să n-ajungi acolo. Și el te ispitește constant. V-am spus despre faptul și vă repet, un păcat trebuie mărturisit imediat. Se poate întâmpla, iubiții mei, ca diavolul să ne înșele, să mințim. Vă dau un exemplu. Ca diavolul să ne înșele, să disprețuim. Ca diavolul să ne prostească, să facem un păcat. Dacă păcatul ăla nu-l mărturisești, nu-l scoți afară, nu-l scoți de pe stoc, păcatul ăla are abilitatea de a-ți împetri inima. Adică devii insensibil. Dintr-o dată nu mai ești sensibil. Dar ce e numai eu? Dar mai sunt și alții care fac. Și până la toată urma, Dumnezeu o să se uite chiar la problema aceasta numai. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură, Evrei, capitolul 3, versetul 13. Ce îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Când se spune astăzi, nu-ți spune, Dumnezeu, ai păcătuit, acum bagă sub preș acolo. Bagă sub preș. Câteodată când în casă este mai mizerie așa și te anunță că vin oaspiță, bai sub preș acolo ca să nu prindă nimeni, pe lângă preș tot e fain, dar sub preș rămâne ce rămâne acolo, ascunzi lucrurile acolo. Ori, estimații mei, tot băgând sub preș lucrurile respective, strângi marfa aiul cuiva, că orice păcat nu-i marfa Duhului Sfânt. Orice păcat e marfa diavolului. Te-a prostit, te-a înșelat. Și dacă taci din gură și nu scoți afară, te expui. De ce? Pentru că dacă nu l-ai iertat pe cumnatul tău de la împărțirea averii, vă dau un exemplu, 6 luni tu nu ierți, neiertarea aceea pe care tu o practici efectiv, cheamă pe cineva acolo. Scriptura spune că în noaptea trădării lui Iisus, când i-a întins Domnul Iisus bucățica lui Iuda, un apostol al Domnului care a făcut minuni, care a scos demoni, spune Scriptura, Satana a intrat în Iuda, într-un apostol. De ce? Pentru că avea marfă pe stoc. De multe ori lua din punga ucenicilor și era hoț șmecher, nu lua tot. Că atunci când iei tot, să prind toți ceilalți. Știu că în țară existau niște hoți din ăștia, mergeau și lucrau cu ziua la anumiți bătrâni care aveau pensii și bătrânii când luau pensii o băgau într-un sertar undeva acolo pensia, la amândoi. Și ăștia lucrau pe lângă casă și spuneau, nene, vreau să mă duc până în casă să beau niște apă, îmi dai voi? Du-te băi și bei apă în casă. Duce în casă, dar nu era lui de apă. Deschidea sertarul și din pensie care o avea acolo nu lua toată, lua ceva de acolo. Din pensia, băga în buzunar, își ducea înapoi la muncă, stergea la gură cât și că o băut apă, mergea, venea moșul în casă și se ducea la pensie să numere. Când număra, nu avea, nu ieșa, nu erau luați mulți bani, puțin. Se lua de nevastă. Băi, nevastă, tu ai luat bani de aici, nu? Măi, bărbat, eu n-am luat bani de acolo. Ăsta i-a ascultat de afară, cum se ceartă ei împreună de la banii respectivi. Măi, dar poate o lua tu omul ăsta. Băi, dacă ăsta i-a luat pe toți, nu? Cum să, o pus mâna pe bani, i-a luat pe toți. Tu nu vezi aici? Tu, mă, băi, poate nu ne-a dat poștașul, măi.
Poate nu, dar și uite, stătea așa, la următoarea pensie, iar avea ăsta de lucru pe lângă casă, iar se certa moșul cu băbuța lui. De, la... de ce că nu lua tot de acolo? Iuda la fel făcea, nu lua niciodată toți banii de acolo. Lua o parte din ei, dar nu spunea la nimeni, efectiv. Și din cauza asta a făcut și a deschis o ușă, că Satana a intrat în el. Stimații mei, prin neiertare, prin alt, orice păcat repetat, nemărturisit și nelăsat, noi ne expunem unor duhuri. Aș vrea să vă spun, au început mulți bărbați, de exemplu, dau bărbați cât și există la femei, așa să fie mai aventurieri, conform învățăturii lumii, să mai aibă aventuri ei. De la început au început așa de plăcere, de la un moment dat e un chin pentru ei. Am discutat cu foarte mulți dintre ei, să cumpere în continuu flori, să cumperi parfum, să vorbești frumos, numai să mai agăți pe nu știu care. Și după ce ai agățat, dintr-o dată, iar mai departe. Și el plânge și spune, aș vrea să mă las, dar acolo este un duh. Deja altcineva a luat puterea acolo. Altcineva te pune pe drumuri. Altcineva îți cheltuiește banii. Altcineva îți bate joc de puterea ta, de inteligența ta. Altcineva. De ce? Pentru că un duh a venit să ia puterea acolo. Știți că există oameni care nu se pot abține de la furat? Nu contează că îi prind și îi bagă în închisoare din nou. El nu se poate abține. Efectiv, în spate este un duh. De aceea păcatele astea unde ai căzut trebuie recunoscute. Unde ai căzut? Și expune prin mărturisire. Când el întreabă unde a căzut și a arătat locul. Recunoaște locul unde ai căzut. Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, eu sunt slab în domeniul ăsta. Eu am nevoie. Dacă ai văzut unde ai căzut, dacă ești conștient unde ai căzut, unde ești slab, unde ești vulnerabil, stimații mei, numai după aceea poți să ai soluție. Că nu există soluție să vezi că ești slab într-un domeniu. Eu am întâlnit atâția oameni care și-au văzut slăbiciunile, care și-au văzut dependențele, care și-au văzut adicțiile, care și-au văzut faptul, domne, eu aș vrea să fiu, da? Efectiv, este ceva în mine care e mai puternic ca mine. Ambiția nu te scapă. Hotărârile pe care le iei tu nu te scapă. Că, încă o dată vă spun, nu stau în puterea noastră. În primele faze ale păcatului ai puterea să răspunzi sau nu. Dar atunci când este implicat un domeniu demonic, ocult, tu nu mai ai puterea. Tu plângi. Și pleci mai, câți n-am întâlnit, le spunea doctorul, domnule, lasă băutura, domnule. Ai început ca o plăcere, dar las-o acum. Că dacă continui așa, dumneavoastră, și așa ai ficatul în pioneze. Dacă continui, faci ciroză la ficat și ai terminat-o. Omul plânge, îi curg lacrimi, are 40 de ani, e alcoolic. Spune, aș vrea să mai stau lângă nevastă. Am niște copii frumoși, aș vrea, dar nu pot. Știți de ce moare? De alcool moare. Nu mult mai târziu. Pentru că dacă ar fi stat în neamurile lui și în dorința lui care plânge, ar fi fost izbăvit. Dar nu stă în el. S-a lipit ceva mai puternic decât el acolo și robește. Biserica ar trebui să înțeleagă lucrurile astea. Când noi suntem liberi, spunem, doar, nu are ambiții, domnule. Nu, iubiții mei, este mult mai mult decât problema aceasta. De aceea trebuie să recunoști domeniul respectiv. Și dacă l-ai recunoscut, nu se rezolvă. Fierul nu plutește pe apă pentru că ai recunoscut unde a căzut. Asta poți spune oricine. Spune că se întâmplă ceva, o minune acolo. Și anume Elisei taie o bucată de lemn. De lemn. Și o aruncă pe locul acela. Și fierul plutește pe apă, ceea ce e o minune. Știi ce reprezintă bucata aia de lemn? Spunea Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 23, cu versetul 31, spunea Domnul Iisus despre sine astfel, căci dacă astfel de lucruri se fac copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Când vorbea de copacul verde, se referea la sine însuși. Ori, stimații mei, când Elisei a tăiat o bucată de lemn din copacul verde, care reprezintă jertfa ispășitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și a aruncat-o peste locul acela, dintr-o dată fierul începe să plutească. Dintr-o dată sufletul se ridică deasupra apei, pentru că asta este mântuirea. Mântuirea este o minune a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin.
Doar Dumnezeu poate să facă asta. Restul, psihologii, păstorii, preoții, vorbesc. Dumnezeu mântuiește. Și Dumnezeu mântuiește în momentul în care tu ai recunoscut unde ești. Iubiții mei, de aceea subliniem într-un mod foarte clar. Oamenii nu pot să-și ispășească păcatele. În primul rând, ca ființe umane, suntem legați de timpul prezent. Eu nu pot intra în trecut. Nu pot intra acum 20 de ani. Am luat un credit neperformant de la bancă. Plătesc dobânzi așa, dar am să fac ceva. Intru înapoi în trecut, acum 20 de ani, mă duc să schimb contractul, efectiv nu mai iau bani. Poate să ducă cineva în trecut? Nimeni. N-avem abilitatea asta. Pentru că noi locuim în spațiu, timp și materie. Suntem în lumea asta trecătoare și singurul timp, vă vorbeam de dimineață, în care îl accesăm pe Dumnezeu, nu ieri și nici mâine, este astăzi, aici și acum. Slăvit să fie Domnul! Asta e singurul timp. De ce mântuirea în Biblie totdeauna e astăzi? La timpul prezent. Intră în legătură omul finit cu Dumnezeul infinit. Omul păcătos cu Dumnezeul sfânt. Și astăzi se poate produce mântuirea. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ori, stimații mei, Dumnezeu e în afara spațiului, timpului și a materiei, în veșnicie, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Când un bătrân de 80 de ani își dă seama că e păcătos, că a fost robit de păcate și că doar Hristos îl poate salva, el nu se poate întoarce în trecut să-și ierte toate aventurile, să-și ierte toate păcatele, să-și ierte gafele pe care le-a făcut, că n-are cum și sunt multe. Însă vine la Dumnezeu și spune, Doamne, aici am căzut. Și cel care e în afara spațiului, timpului și a materiei poate intra în trecutul nostru și cu sângele lui ne spală fiecare filă a vieții noastre și ne curăță. Și un om de genul ăsta este sfânt și curat, nu că a trăit așa, ci că l-a spălat sângele lui Iisus Hristos. Atenție, ce nu putem face noi, face Dumnezeu pentru noi. Dar trebuie să recunoști unde ai căzut. Trebuie să vezi lucrul acela. Vă vorbeam dimineață și vă subliniez și acum că e important în comunitatea Domnului, când venim, să recunoaștem starea aceasta. Mie îmi place să aud mărturii când cineva care a fumat 30 de ani de zile vine la credință și spune că într-o singură noapte Dumnezeu l-a eliberat. Slăvit să fie Domnul! Dar majoritatea încă au lupte. Există unii care au fost eliberați de beție într-o singură dată, într-o singură zi, într-un singur moment. Dar majoritatea dintre ei încă au lupte. Purtăm o anumită luptă. Și Biblia vine și ne învață că putem rezolva problema aceasta dacă ne mărturisim păcatele. În primul rând, păcatele se mărturisesc înaintea Domnului. De obicei, tindem să ținem ascuns. Există unul dintre psalmii preferați din Biblie care ne arată starea de păcătoșenie, respectiv un psalm al lui David, după ce a păcătuit și el și-a fost prostit de diavolul, și spune Sfânta Scriptură în felul următor, David în Psalmul 32 cu versetul 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Amin. Amin. Stimații mei, nu există altă soluție ca fierul să plutească pe apă. Nu avem soluție. Dacă se putea ca păcatele noastre să fie iertate prin ce am fi putut noi face, n-ați fi găsit în Biblie de pocăință și de credință în Iisus Hristos. Ni s-ar fi spus să facem lucrul respectiv, dar noi nu putem. Noi trăim într-o lume viciată de păcat, ne naștem în păcat, cu predispoziție de păcat și tot ce putem să producem chiar în momentele cele mai bune sunt păcate. Atâta tot. De ce ar putea să producă un om imperfect dintr-o lume imperfectă decât o slujbă imperfectă și o lucrare imperfectă? Și acum facem la fel, de aia avem nevoie și de mijlocitori. Însă ca mântuire nu puteam realiza nimic. Nici cele mai mari vârfuri ale noastre, eroi, martiri, sunt imperfecți. De aceea a trebuit ca de la Dumnezeu să vină cineva perfect, cu sângele neîntinat de virusul păcatului,
ca acel sânge să fie prețul de răscumpărare. Și singurul care a avut sângele acesta este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și atenție, El n-a venit să dea un transfuzie de sânge de 2 litri, că nu ne ajungea. Ci a trebuit să-și dea tot sângele ca jertfă de ispășire pentru păcatul lumii. Și avem în Biblie o fază când sutașul a înfipt sulița în coastă și spune Scriptura prin Evanghelist, a curs sânge și apă. Pentru că a curs apă, arată că s-a plătit prețul, nu mai era sânge. El și-a dat sângele ca păcatele noastre să fie iertate. Slăvit să fie Domnul! De aia lemnul verde e singurul care salvează. De aceea sângele lui Iisus Hristos. Dar sângele lui Iisus Hristos e operativ, de fapt, în viața noastră, dacă noi ne recunoaștem păcatele. Cum vă spuneam dimineață, nu ne culcăm seara păcătoși, cu tot felul de păcate, și Dumnezeu spune, fiindcă oricum am murit pentru tine, chiar dacă tu nu mă chemi, chiar dacă tu nu crezi în mine, pentru că tot am murit, eu ți-am iertat păcatele chiar fără aprobarea ta, ca atare te consider curat. Nu există asta. Cu toate că Hristos a murit pentru toată lumea, sângele Lui este efectiv iertător, efectiv ispășește în dreptul celor ce își recunosc păcatul și prin pocăință se întorc la Dumnezeu. De aceea e importantă pocăința. Unul dintre cele mai frumoase pasaje biblice pe care le găsim în Noul Testament este în 1-a epistolă a Apostolului Ioan, în capitolul 1, el vine și spune în felul următor, și vă rog să rețineți lucrul acesta atât de explicit. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat și orice fără de lege. Dar de ce-i pus termenul condițional dacă? Pentru că noi spunem, domnule, oricum Dumnezeu. Nu, nu, nu. Odată ce Dumnezeu vine și spune dacă îți recunoști păcatul. Pentru că există oameni care spun, domnule, am mă enervat pe frața, a le spune și îmi vine la gură. Asta nu-i păcat. Asta e temperamentul meu. Știți că oamenii ăștia așa rămân? Pentru că Iisus Hristos ispășește doar păcatele pe care le recunoaștem. Dacă nu recunosc că lucrul ăla e păcat, că nervozitatea mea, că gura mea slobodă, e un păcat și produce răni fraților, eu nu mă pot pocăi și nu mă iartă nimeni din lucrurile respective. Eu încă cred că lucrul ăla e bun. Domnul Dumnezeu iartă păcatele dacă le mărturisim. Dar dacă nu le mărturisim și le spunem că oricum trebuie să fie cineva și așa, cu ele pe stoc rămânem. Și nu vă mirați că devenim la un moment dat în Evanghelie, în biserică, devenim la un moment dat opresați de diferite duhuri, care nu ne lasă să dormim, care efectiv ne iau pacea, ne fac nervoși și așa mai departe, pentru că noi nu ne-am mărturisit păcatele. Încă credem că-s bune anumite lucruri din viața noastră. Și ceea ce mai observ eu în lumea teologică și așa, observ că foarte multe păcate sunt trecute la slăbiciuni, la carențe de caracter. Nicăieri nu o să vedeți că Hristos a murit pentru carențe de caracter, pentru slăbiciuni, pentru niște chestii așa. Nu, nu, Hristos a murit pentru păcate. Dacă tu recunoști că slăbiciunea aceea e păcat și produce ofensă la adresa lui Dumnezeu și asemenilor, Hristos să-ți iartă păcatul ăla. Dacă nu recunoști, tu rămâi cu carența aia de caracter, care de fapt se va dovedi a fi păcat. Dar tu rămâi acolo. Numai dacă recunoști că ăla-i păcat și îți dai seama prin pocăință, Doamne, mă lăs de el, vine Hristos și te iartă, slăvit să fie Domnul. Asta e unul dintre lucruri care trebuie făcute. De aceea spunea David, câtă vreme am tăcut, dar mi-am părăturisit Domnului fără de lege și tu i-ai iertat. Există pentru foarte mulți dintre noi, odată ce au repetat păcatul respectiv, există o predispoziție pentru lucrul respectiv. Chiar după ce s-a botezat și a intrat în biserica Domnului, încă mai are anumite stări. De aceea e importantă comuniunea. Spune Sfânta Scriptură în Noul Testament că mărturisirea păcatelor trebuie făcută la un moment dat după ce ai mărturisit Domnului și încă persistă anumite lucruri și anumite lupte pe care le ai, trebuie mărturisit fraților. La momentul actual sunt frați care folosesc mărturisirea de păcate într-un mod foarte, cum să vă spun eu așa, într-un mod foarte lejer, folosesc un termen destul de lejer, și anume, domnule, eu vreau să scăp de păcatele astea, să fac loc la altele.
căscat are, frate Virgil, mă sună la telefon, sunt din Anglia, vreau să mă mărturisesc la dumneatale, frate. Și vine și îmi descarcă remorca cu păcate, după care el închide telefonul și după aia îl sună pe alt păstor mărturisindu-i altă tură de păcate pe care le-a făcut. Credeți că omul ăla vreodată va crește în har? Nu. De ce? Pentru că sensul biblic nu-i să mărturisești păcatele să scapi ele, pentru că atunci exact cum spunea cineva, frate, m-am mărturisit. Băi, dar unde te-ai mărturisit? Este un păstor care e surd și orb. Ăla m-am mărturisit. E ideal să te duci să descarci remorca, oricum ăla nu a auzit, nici nu a văzut cine ești tu. E ideal să mărturisești. Nu, păcatul nu asta e sens. Sensul mărturisirii păcatelor în biserică și era în contextul vindecării, adică eu sunt bolnav și Domnul vine și îmi spune, ceea ce te face pe tine bolnav este un păcat care e în viața ta. Mărturisește-l fraților și veți fi vindecați. Doamne ajută! Asta presupune că, dau exemplu, eu vin în comunitatea dumneavoastră, spune frate, m-am botezat așa de bucuros, dar încă siute așa, din cauza lui bunicul, lui tata, eu siute, totdeauna la adunare generală vreau să iau cuvântul, deșteptul pământului, eu vreau să mă ridic, parcă am un arc sub fund, așa mă ridic tot în continuu, vreau să ridic. Mă ajutați voi, frații mei, și frații îmi spune, frate, vezi, stai liniște, vin aici lângă noi, vin aici lângă noi. Și când e adunare generală, mie mi se dă. Și frații spun, stai liniștit, sunt oameni mai în vârstă ca dumneata, oameni mai cu experiență, stai liniștit. Bă, dar vreau să iau cuvântul totuși, domnule, că așa mai departe. Și frații au spus, stai liniștit, mergem în continuare, las că vine vreme pentru asta. Bine, nu în jumătate de an, eu rămân un om iutișor așa, nu într-o jumătate, dar un an, peste 2 ani de zile când veniți în comunitatea dumneavoastră, mă găsiți foarte calm așa. Păi, dar cum de ești tu așa? M-au ajutat frații. De-a lungul timpului eu tot am văzut că vreau să pornesc așa, mi-am mai luat cheile din contact, mi-am cu tare, m-am mai frânat așa. Și acum ce fac? Acum sunt alții mai în vârstă, alții mai cu experiență, numai dacă mă întreabă cineva, mai răspund și eu. Dar cum de s-a întâmplat asta? Cu ajutorul fraților, slăvit să fie Domnul. Am întâlnit în alte comunități, au venit băieți tineri care spun, băi, din neamul nostru, tata unde ajungea, lăsa părjol în urmă. Eu m-am pocăit acum, dar cum să spun eu așa, sunt foarte ispitit. Când mă duc la mecanic, de exemplu, să-mi repare mașina, mă mai aleg câte o șurubelniță de pe acolo, mă, chei franceză, ceva, tot acolo. Oricum vrea să o arunci ăla până la urmă, dar o iau eu decât să o arunci el. Ei, când vii în comunitate, spui, băi, frate, eu am probleme cu lucrul ăsta, să mai lipesc de mine lucrurile altora. Eu cărți împrumut, nu le mai dau înapoi. Uit, atam plat, dar s-a lor. Nu le mai dau înapoi. Și atunci, frate, vii și spui, frate Virgil, ai fost la mecanic? Da. Ți-o reparam așa? Da, mecanic de nota 10. Bun, ce-ai luat de acolo? Că dumneatale ai probleme. Că, era ușor bență, l-a vrea să o arunce, dar am luat-o eu. De ce să o arunce el? Nu, lasă-o arunce el. Hai să mergem înapoi, îi dăm șurubența, luăm ți-o cheia franceză. Lasă-o arunce el, nu arunca tu. Lasă-o arunce el. Azi, mâine, așa, când eu mă expun și frații veghează, încetul cu încetul, peste 2 ani de zile, vezi că eu muncesc să dau la altul. Deci nu mă mai gândesc să iau. De ce? M-au ajutat frații. Dacă nu, frații mei, băgăm sub preș acolo. E drept că mie îmi place, e drept că... Dar bag sub preș. Eu nu mă pocăiesc. Știi ce se întâmplă, frații mei? Ajung la un moment dat ca cei sub preș să iasă afară. Pentru că eu n-am tratat păcatul. Eu doar am întrebat, cine ți-a spus? Tu n-ai neamurile tale? Nu mi-arăta mie cei sub preș acolo, că eu nu vreau să mă pocăiesc. De aceea apologeți, păstori, preoți, proroci, au căzut în niște păcate pe care le-au băgat sub preș. Ei nu s-au pocăit niciodată de lucrurile alea. Au considerat că merită așa ceva. Ori, stimații mei, comunitatea ne ajută. De-aia e bine, nu neapărat trebuie să spui public ce ai, dar corect este, dacă am ceva, vin la frații de aici care mă pot urmări. Nu dau telefon în Australia să-i spun lui ăla care nu poate verifica. Băi, ai mai făcut? N-ai mai făcut? Ai mai fost ispitit? N-ai mai fost ispitit? Ținim o zi de post? Ne mai rugăm împreună? De-aia mărturisiți-vă unii altora. De-aia. Eu le-am spus la tinerii la noi din biserică. Câteodată vin să mărturisească anumite păcate sau anumite lucruri. Și zic, băi, dar pe ce să mă spăriți voi pe mine? La ce să mă ies eu galben din camera de mărturisiri, la câte tărășpani ați făcut voi? Aveți părinți? Da. Mergeți, mărturisesc la părinții voștri, să-mi galbenească ei, nu eu. Mergeți. Eu știu că părinții voștri totdeauna știu mult mai multe lucruri decât... Dar niciodată nu ești în piața sau în centrul localității să spune de păcatele tale. Le acopere, te îngăduie, mergi la ei și spui, să mai postească și ei.
să mai roage și ei. Ai un prieten bun, ai o prietenă bună, mergi și mărturisește acolo. Și spune, urmărește-mă, nu mă lăsa, că dacă eu li bag sub preș, într-o zi vor ieși la iveală. De aceea vă rog, stimații mei, care sunteți în adunare, tratați cu seriozitate păcatele. Unele vin pe linie, nu prea ești tu vinovat, unii le-ai dobândit, sunt tineri care joacă la păcănele, pierd o grămadă de bani, dar nici nu vor să știe nimeni lucrurile astea. Alții se delectează cu alte lucruri, depind de anumite lucruri, care încetul cu încetul îi acaparează și aveți nevoie de eliberare. Și eliberarea nu vine că ai văzut unde ai căzut. Eliberarea vine doar prin lemnul verde care este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos îți oferă eliberare când mărturisești păcatul, când îl expui, când spui asta nu mai este marfa mea, m-am pocăit de ea, e marfa diavolului, m-a prostit satana, o scot afară, nu mai am nevoie. Asta înseamnă mărturisire. Să ne ajute Dumnezeu. Și asta e biserica, frații mei. Biserica nu e locul în care ne îmbrăcăm bine, la costum, la cravată, ne parfumăm cu parfumuri scumpe și intrăm aici să le arătăm dacă se prindă ăștia de statutul nostru social. Biserica e ca și spitalul. Și spitalul e frumos că te duci acolo cu infecție și te tratează, ba chiar te operează. Acolo e durere, acolo e puroi, acolo e bisturiu, acolo sunt chirurgi, acolo sunt o grămadă de medici, dar spitalul e frumos, că te duci bolnav și ești sănătos. Biserica este locul unde vin cei păcătoși, cei dependenți, cei robiți, cei oprimați, câteodată posedați și lemnul verde îi eliberează, slăvit să fie Domnul. Pe unii dintr-o dată, iar pe alții în timp. Dar de aia trebuie să aparții de o biserică. De aia trebuie să dai socoteală cuiva. De aia, ca să poți crește. Altfel, frații mei, rămânem la o anumită statură și ne cheamă Dumnezeu să mărturisim, să vedem problemele din viața noastră. Expune-te din punctul acesta de vedere fraților tăi, comunității de unde ești și vei vedea că Domnul îți dă har și binecuvântare. Unde a căzut? Și a arătat locul. Apoi Elisei a luat bucata aceea de lemn care reprezintă jertfa ispășitoare a Domnului Iisus și a aruncat-o acolo. Și dintr-o dată ferul a plutit pe apă. Știți care e simțământul când Dumnezeu îți dă biruința asupra poftelor și păcatelor și când sufletul tău este iertat de păcat? Că plutești. Că plutești, efectiv. Oamenii care au fost izbăviți de păcat spuneau, eu parcă plec acasă plutind, parcă nu mai merg pas cu pas, parcă am aripi. De ce? Îți dă simțământul acesta al plutirii. Dintr-o dată nu mai ești pe fundul râului, ci dintr-o dată ești și plutești deasupra apei. Foarte mulți oameni intră în comunitățile noastre cu micia din seara aceasta, unde noi știm de iertarea păcatelor și cunoaștem, și când intră aici spun, băi, dar voi nu vă dați seama cât e prețul la motorină, nu vă dați seama că e război în Ucraina, nu vă dați seama că e război în Israel, nu vă dați seama că aproape să înceapă un alt război în Taiwan și s-ar putea să fie la un moment dat mondial, nu vă dați seama de asta? Da, noi ne dăm seama de toate lucrurile astea, dar noi nu mai stăm pe fundul râului, noi plutim în viață. Sau domnim în viață prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea cântăm cântări de bucurie, de aceea ne rupem de ce se întâmplă împrejurul nostru, să ne înălțăm pe Cel ce stă pe tron și are toată gloria, slava, cinstea și mărirea în vieți. Și n-ajunge, și n-ajunge. După ce sufletul plutește pe apă iertat, ispășit de păcate și se întâmplă minunea salvării, spune Elisei, ridică-l și a întins mâna și l-a luat. Slujbele divine au scop, stimații mei, nu de a arăta ce voce teribilă am eu, nu de a arăta ce bine ne armonizăm în cântare, cu toate că trebuie toate slujbele făcute cu demnitate și cât mai bine pentru Domnul nostru, că merită, slăvit să fie Domnul. Ci slujbele divine au sensul de a înălța sufletul. Cântarea nu trebuie să gâdile firea pământească, ci să înălțăm sufletul în prezența lui Dumnezeu. De aceea e important pentru noi. Ne spune Scriptura că la un moment dat, tot de profetul Elisei, în capitolul 3 de data aceasta, că a fost un război și mai multe împărății au fost împotriva lui Israel. Și împăratul din vremea aceea nu știa ce trebuie să facă. Nu cunoștea strategia de război. El știa că poți să fii majoritar, dar dacă Domnul nu-i cu tine, nu te ajută la nimic. Și apoi împăratul acesta, împreună cu alt împărat, a alergat la Elisei. Nu știu ce făcea Elisei atunci. Probabil era în grădină, la grădinărit, cu ce se ocupa el. Și spune,
Vrem să știm planul Domnului pentru noi. Vrem să cunoaștem care e lucrarea lui Dumnezeu. Și Elisei nu spune, da, vă spun acum imediat planul Domnului. Nu, nu, nu. Elisei vine și spune în felul următor, aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Lucrul acesta îl veți găsi în pasajul biblic din 2 Împărați, capitolul 3, cu versetul 15. Acum aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți vedea boi, turmele voastre și vitele voastre. Dar acesta este puțin lucru înaintea mea, înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți avea izvândă de plină. Stimați mei, ce a vestit Elisei atunci a fost cu da și amin. De ce? Pentru că Duhul lui Elisei, prin mâna Domnului, s-a înălțat la sfatul lui Dumnezeu și a auzit planul lui Dumnezeu. Slujbele divine sunt făcute, stimații mei, să ne înălțăm sufletul. Nu numai că El plutește pe apă, mântuit de păcat și cu dreptul de copil al lui Dumnezeu, ci am început să ne înălțăm sufletul. Cântarea are sensul de a înălța. De-aia spune unul din psalmi, psalmul 25, la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Pentru că vreau să cunosc voia Ta, pentru că vreau să-ți fiu plăcut ție. Și Biblia vine și spune că lucrul ăsta e foarte realizabil. Există un pasaj biblic în Sfânta Scriptură pe care eu vreau să vi-l spun datorită poziției noastre în Hristos. Suntem atât de binecuvântați, suntem în siguranță. Cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 2, cu versetul 6, spune următoarele lucruri și vă rog să rețineți gândul acesta frumos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Tu când îți înalți sufletul din lumea aceasta a inflației, din lumea asta a dușmanilor, din lumea asta cu legi împotriva familiei și a bisericii, cu lumea aceasta care merge de rău mai rău, prin cântare, prin rugăciune, prin atmosfera din casa Domnului, tu îți înalți sufletul acolo unde este locul tău, în Hristos, la dreapta lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și acolo ești în siguranță. Nimeni nu te poate atinge fără voia lui Dumnezeu. Există un pasaj biblic interesant pentru mine și totodată v-aș provoca la imaginație, la ceea ce vreau eu să vă prezint, când Sfânta Scriptură spune în felul următor. De exemplu, Coloseni capitolul 3 cu versetul 2 și 3 spune în felul următor. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi acolo sunteți, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aici e un lucru foarte interesant, stimații mei, foarte interesant. Viața ta și viața mea, în momentul când îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și intrăm în biserica, Dumnezeu o ascunde sau o pune la adăpost cu Hristos în Dumnezeu. Imaginează-ți că avem o tablă mare aici în față și eu pe tabla asta fac un cerc așa mare, cerc mare. Și pe cercul ăla mare scriu Dumnezeu. Dincolo de Dumnezeu este Satan, este blestem, este soartă, este noroc, este teroare. Dincolo de Dumnezeu. Dar cercul ăsta mare, Dumnezeu, e acolo. În Dumnezeu mai există o autoritate, Hristos. Și în Hristos faci un cerc mai mic și ești tu. Imaginează-ți acum că Satan, care conduce totul, trimite o săgeată aprinsă spre tine, ca să ajungă la tine. Trebuie să treacă prima dată prin Dumnezeu. Dumnezeu o frânge și o dă la o parte și spune câte planuri și-a făcut cel rău împotriva ta, dar eu n-am îngăduit, că nu ești pocăit cum trebuie. Când ai preînvinit pe la biserică, le-am rupt aici, că cădeai. Îți face Dumnezeu Tatăl. Unii le săgeți, Dumnezeu spune, ar trebui să reziste. Ar trebui să facă cinste în numele meu. Și ajunge la un moment dat la al doilea cerc, care este Hristos. Și Hristos care mijlocește la dreapta Tatălui spune, Tată, nu rezistă, le rupem și pe astea. Și sunt unele la care Hristos spune, o fost joi seara, o fost vineri seara, o fost sâmbătă, o fost duminică,
i-am dat Duhul Sfânt, ar trebui să rezist. Și vine săgeata și când pleci mâine dimineață la lucru, ai pană de mașină. Nervos, te dai jos, dai cu piciorul în cauciuc, parcă se umflă cauciucul înapoi dacă dai cu piciorul în el. Și din ceruri tot se uită și tu spui, Doamne Dumnezeule, tu nu vezi că am problema asta? Și Dumnezeu spune, ba da, anumit am găduit-o ca să văd pacea și liniștea ta, ca să vezi că eu te păzesc de ceva, ca să te încrezi în mine, nu-ți comentez pe toate drumurile. Stimații mei, când e îngăduit ceva, de ce nu le primim că trece prin Dumnezeu, prin Hristos și când ajunge la noi, ajunge cu dedicație, ajunge pentru ceva anume, ajunge ca să-L înălțăm pe Domnul și în necazurile noastre, Doamne ajută! Pentru că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, dincolo! Pe vremea când Domnul Iisus Hristos nu era înviat, că învierea Lui schimbă radical toate pozițiile de forță și de autoritate. După înviere, Domnul spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. După înviere, spune, cheile morții și ale locuinței morților sunt la mine. După înviere, spune toate lucrurile acestea. Înainte de înviere, spune la un moment dat, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar n-are nimic în mine. Adică conduce toată lumea. Și spune lui Petru, Petru, Satana v-a cerut. Păi dacă tot conduce lumea, dacă tot conduce Roma, Senatul, Guvernul, finanțele, de ce nu a luat pe apostolii Domnului să-i pună în ciur, să-i dea acolo cu capul de toți păreții? De ce? Dacă tot conduce lumea. Nu, nu. Odată ce ești ucenicul Domnului și faci parte din poporul Domnului, poți să conducă toată lumea, n-are voie să te ia, să te pună în încercare, fără aprobarea șefului tău. Și șeful nostru este Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! N-are voie! După învierea Domnului, nu mai este stăpânitor, pentru că Lui s-a dat puterea sus în cer și jos pe pământ. Ca atare, odată ce ești în Hristos, ai asigurare de plină. Când ajungi în locurile cerești, vezi că gloanțele au traiectoria lor, otrava are traiectoria lor, necazurile au traiectoriile lor. Cu tine nu se intersectează decât lucrurile pe care Domnul le îngăduie specific pentru viața ta. Mari oameni ai istoriei, chiar dacă n-au fost credincioși, au simțit lucrul acesta. Un Napoleon Bonaparte îi se spunea la un moment dat, domnul Napoleon, aveți grijă, un glonț te vă poate lovi. Și el a spus foarte clar, nu s-a fabricat încă glonțul pentru mine. Și drept că n-a murit de glonț, a murit de otravă. Dar știa lucrul ăsta, că glonțul nu e pentru el. De ce? Pentru că fiecare om are un anumit destin. Când stai în locurile cerești, vezi că Dumnezeu are un plan cu tine. Atunci când ai un necaz, ai pană la mașină, ai o problemă la servici, este o provocare prin care Dumnezeu te vede apt să răspunzi corespunzător. Este un test și tu așa îl privești. Nu-l privești ca o nenorocire, nu-l privești ca o chestie în care îi spui lui Dumnezeu, Dumnezeule, tu nu știi în ce situații sunt eu. Nu, nu, tu ești cu Hristos în Dumnezeu. Numai oamenii care au ajuns să-și înalțe sufletul văd că toate lucrurile sunt controlabile, că totul e la dispoziția lui Dumnezeu, că totul este condus de El și trăiești în siguranță. Câtă vreme ieși dincolo de cercurile astea, trăiești la întâmplare. Te gândești că cineva te poate blestema și chiar să prinde. Te gândești că cineva îți poate face farmece și chiar ești vulnerabil. Dar dacă ești cu Hristos în Dumnezeu, poți să sunească toată lumea ocultă a lumii. N-are ce-ți face, tu ești mai mult ca biruitor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Te întreb, iubitul meu, unde ești? Că ai și tu un suflet și sufletul tău e căzut undeva. Ai recunoscut locul în care ești căzut? În timp ce eu vorbeam, Duhul Sfânt ți-a vorbit mai mult decât am reușit să spun eu aici. Ispășirea din locul acela nu-i prin ambiția noastră, nu-i prin rugăciunea noastră, nu-i prin ce am putea noi face, ci doar prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Atâta tot. El izbăvește. Singurul lucru pe care mi-l asum eu după izbăvire este să trăiesc în pocăință și în voia lui Dumnezeu. Acolo, la dreapta Domnului, în locurile înalte, aflăm planul lui Dumnezeu pentru noi, care este un plan vrednic de Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru timpul pe care l-am petrecut împreună cu voi din pasajul acesta biblic. Voi mai fi mâine seară cu tinerii din biserică. În mod special pentru că e o seară oficială, vă mulțumesc de dragostea voastră. Am găsit biserica dumneavoastră într-un moment mai inedit, așa, mai specific.
Dar nu uitați, Dumnezeu îngăduie câteodată și peste biserica Lui anumite vânturi care să scoată în evidență stabilitatea și maturitatea unor oameni. De foarte multe ori suntem hrăniți, efectiv răsfățați cu al Domnului cuvânt, care ar trebui să ne facă mai grei, care ar trebui să ne facă mai stabili, care ar trebui să nu ne provoace să fugim de orice vânt de învățătură sau altceva. Odată ce Hristos ne promite că e mijlocul nostru, stabilitatea e asigurată, dincolo de predicatori, de dirijori, dincolo de proroci, dincolo de vechime, Hristos în noi este nădejdea slavii, slăvit să fie Domnul. Când în schimb umblăm după lucrurile de genul acesta, arătăm la un moment dat că nu suntem stabili, că trebuie să mai creștem. Și peste fiecare biserică bat anumite vânturi, ca aici să se opresc pietrele. Dincolo în templul etern va fi multă liniște și sărbătoare. Să ne ajute Domnul ca în fața testelor și a pozițiilor pe care Dumnezeu le rânduiește să treacă prin viața noastră, să fim oameni cu greutate, să fim oameni stabili, să fim oameni care să slujim Domnului, să găsim planul Lui și voia Lui. Unul dintre lucrurile pe care le subliniez totdeauna, dincolo de nemulțumiri, imaginare sau chiar concrete, este următorul lucru, stimații mei. Când am fost chemați la mântuire, de exemplu eu, am fost chemat de Iisus Hristos, nu de un pastor. Legământul pe care l-am făcut în apa botezului nu l-am făcut cu cultul pentecostal. L-am făcut cu Iisus Hristos și cu Tatăl și prin Duhul Sfânt. De atunci încoace relația mea este cu ei. Și dacă Dumnezeu mă caută la Maranata, în biserica dumneavoastră, iar eu sunt în altă parte, la ce mă ajută? Când eu rog, Doamne, acum îndură-te de copiii mei că sunt adolescenți și zbulversați, Dumnezeu vine și îmi spune, dar nu ești unde te-am așezat, omule. Unde trebuia să dai greutate, unde trebuia să fii ceva. Când mă cheamă Dumnezeu de la Maranata și îmi spune clar, cum cunosc cazuri, eu chemat din anumite țări, eu duc în alte țări și eu pus acolo. Dom'le, omul ăla e la semnal, stă acolo. Și indiferent ce probleme are, el dă stabilitate vieții. Dom'le, Dumnezeu m-a adus aici, ca atare stau și îmi fac lucrare. Dar dacă pleci fără acordul lui Dumnezeu și în locul ăla Dumnezeu te caută, poți să strigi cât vrei pentru copii, pentru soț, pentru bani, pentru ce vrei. Dumnezeu spune, n-aud, pentru că trebuia să stai la locul în care te-am așezat. Fiți credincioși în lucrarea în care v-a așezat Dumnezeu. Biserica totdeauna va avea tot felul de provocări, tot felul de lucruri. Căutați să rămâneți aproape de Domnul și Dumnezeu este Cel ce își va zidi biserica în continuare. Cum spunea cineva, în tuda tuturor nulităților, cum sunt eu sau altul, Dumnezeu continuă să-și zidească biserica și numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.